Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, etalare pentru iulie. Pentru cei care aveți soarele și ați început deja unii dintre voi să vă bucurați de ziua voastră de naștere, vă transmit la mulți ani. Pentru cei care urmează să se serbeze, la fel, la mulți ani, vă doresc un an bun, cu reușite, cu multă sănătate, cu pace în suflet și cu creștere spirituală, evident, și multă, multă dragoste, că toți avem nevoie de dragoste. Am pregătit deja o parte din cărți, cărțile care vorbesc în general despre carieră, pentru că, știu, vă interesează și despre carieră, eu tot am încercat să dau mai multe variante, dar se pare că unii aveți nevoie de mesaje separate. Nu uitați niciodată că e etalare colectivă și, evident, nu ne putem adresa tuturor. Ați primit 4 cărți. Cel puțin 4 cărți din această serie a oracolelor specializate pe carieră. Ați primit consiliere, cristale, muzică și pedagogie, predare. Am încercat să și clarific cel puțin una dintre ele și vă explic imediat ce înțeleg, ce simt, ce primesc ca și mesaj să vă transmit. Unii dintre voi, într-adevăr, aveți nevoie de consiliere în privința unei colaborări. Consilierea în sine înseamnă colaborare, dar probabil că trebuie să învățați să vă alegeți colaboratorii. Nu știu de ce am acest mesaj pentru unii dintre voi. Probabil nu vă alegeți colaboratorii, nu v-ați ales, sau cel puțin ultima oară nu v-ați ales colaboratorii corecți sau potriviți. Deci aveți consiliere, aveți cristale. Cristalele în acest moment, evident, puteți să vă consiliați prin cristale, să vă cumpărați brățărici, da, cum mi-am făcut eu ametist, ochii de tigru, aventurin, ce mai vreți voi să vă luați, să vă protejați și să, că asta înseamnă consiliere, înseamnă, nu protecție, înseamnă o creștere împreună cu cineva, cu ceva. Probabil că trebuie să vă consiliați în privința unor cristale pe care trebuie să vi le achiziționați unii dintre voi. Eventual să vă consiliați și prin muzică, să vă regăsiți în muzică, pentru că aveți consiliere, cristale, muzică, da, și pedagogie. Și eventual, după ce vă documentați, la un moment dat, poate va trebui să și predați unii dintre voi. Alții care, într-adevăr, v-ați documentat de ani de zile în această privință, în această direcție, cristale, muzică, probabil că sunteți pregătiți să consiliați și să predați informații pe care le-ați primit de-a lungul timpului, să împărtășiți din experiența voastră. Dar eu cred că pentru o parte din voi, aici trebuie să fiți sinceri, să vedeți în ce poziție sunteți, că poate nu toți sunteți documentați în această direcție. Poate unii sunteți pe chestiuni financiare, pe chestii de comerț, da? Fiecare are o experiență în domeniu. Aveți nevoie de consiliere și pentru unii simt nevoia să vă transmit acest mesaj, o consiliere care ține de suflet. Știu că vorbim de carieră, dar poate un psiholog nu v-ar strica unora dintre voi, pentru că aveți nevoie de împământenire. Probabil că am văzut la un dat în turn, în timp ce amestecam cărțile, probabil un eveniment neașteptat s-a întâmplat la un moment dat și v-a deturnat sau v-a influențat cariera, poate chiar și această carantină prin care am trecut toți. Poate presimțiți un eveniment neașteptat și atunci aveți nevoie de consiliere și de împământenire prin cristalele, așa le văd în acest moment. Aveți nevoie să vă întăriți și să vă întăriți pe de-o parte, dar să integrați experiența aceasta și tot ce învățați într-un mod creativ. Nu musai prin muzică, poate unii într-adevăr practicați muzica și predați muzica, dar în primul rând muzica în acest context o văd ca pe o expresie creativă a unei experiențe, a unei consilieri. Repet, unii trebuie să vă consiliați, alții
Pentru că aveți și pedagogie, consiliați pe alții și predați altora parte din experiența voastră. Am încercat să clarific ce înseamnă consilierea în acest context. Și am primit 7 de spade invers, 7, iar 2 de 7 de bâte și 3 de bâte invers. Și am spus că pentru unii s-ar putea să fi fost o calaporare, posibil cu un semn de aer, care v-a mințit și trebuie să înțelegeți această colaborare, posibil la distanță, 3 de bâte, asta înseamnă la distanță, dar interesant e că au venit cărțile invers. Bănuiesc că prin, așa presimt eu, prin consiliere, înțelegeți de ce ați fost mințiți, pentru că totuși, chiar dacă apare mincinos, el apare invers, voi vreți să înțelegeți de ce ați fost, v-ați păcălit, neapărat că ați fost păcălit sau poate v-ați păcălit, în fine, variază de la persoană la persoană, într-o colaborare. Într-o colaborare cu cineva peste hotare sau la distanță. O colaborare la distanță. Vorbim de job aici, da? Și posibil deveniți acum foarte defensivi, ori voi, ori ei, pentru că lucrurile n-au mers. Probabil ceva nu s-a exprimat, da? Și acum trebuie să învățați să exprimați, după ce vă împământeniți, să exprimați creativ ceea ce învățați. În continuare văd, a fost o situație, bănuiesc că la locul de muncă, vorbim totuși de carieră, regina de bâte și marea preoteasă secretă, o situație secretă la locul de muncă în care cineva, să zic, v-a sedus, există și posibilitatea asta, și brusc, pentru că situația a fost un secret al vostru, brusc, lucrurile iar apare turnul și apare semn de apă 5 de cupe, cineva plânge în acest context. Brusc, lucrurile n-au mai mers, da? Au devenit obositoare, comunicarea s-a întrerupt, aveți și 8 de bâte și cavalerul de spade invers, da? Și s-au pus aceste blocaje, blocaje create de situația politică sau poate de situația dintre voi. Eu cred că între voi, între unii dintre voi, a fost o chestiune la locul de muncă, pentru că regina de bâte e foarte seducătoare, știe să-și folosească toate calitățile ca să crească financiar, da, ca să înflorească financiar, e o floare, da, aici, dar își folosește magia, își folosește nurii sau, știți voi, ce își mai folosește uneori regina de bâte, e atât de ambițioasă încât, asta e, și aveți aici semn de foc pentru unii dintre voi. Haideți să vedem totuși, o să pun cărțile și le pun în poziție normală, când apar cu capul în jos, eu le citesc, dar aș prefera să nu apară chiar toate așa în poziția asta. Ok, deci pentru unii chiar a fost o situație la locul de muncă, nu pentru toată lumea. Sau, dacă nu e vorba de o situație cu cineva, cu o regină, regina poate să însemne un proiect. Un proiect care la un moment dat n-a mai mers. Aș vrea să clarific că vorbim de carieră, ce înseamnă cristalele. Dacă luați varianta 1 pe care am spus-o la început, că învățați niște chestiuni care țin de cristale și de muzică și apoi predați, posibil, că am văzut de-a doua oară când apare familia și copii, posibil învățați despre familie, despre copii, chestiuni de poate unii încercați în învățământ. Aha, interesant, da. Vă pregătiți, consiliere, să intrați în învățământ sau să consiliați sau să vă consiliați în privința unor chestiuni de familie. Deși știu, vorbim de carieră. Poate chiar sunteți consilieri, repet, unii dintre voi. Ce înseamnă cristale în acest context? Ok. Oh, 7. Ha, interesant. 7 de monede. Cristalele au fost clarificate cu 7 de monede. Ca să vă împământeniți, să vă întăriți în acest context profesional, financiar, trebuie să mai așteptați, trebuie să aveți răbdare. Iar 3 la 7, fiți atenți, care v-a apărut, da? 7, 7, 7 poate să vă spună ceva, evident că e o chestie spirituală, dar în primul rând să aveți răbdare. Cristalul ăsta se formează în timp cu multă răbdare și voi trebuie să deveniți niște cristale care strălucesc și care vor preda la un moment dat parte din lumina lor cineva, unii dintre voi, cândva, în timp, dar trebuie să aveți răbdare. Și în primul rând trebuie să învățați să investiți. Și de-aia am spus, consiliera poate să ține și de
A învățat să selectați colaborările pe care vi le alegeți, joburile pe care vi le alegeți, ca să puteți să creșteți, să nu vă consumați, să nu rămâneți în pierdere. Răbdare, răbdare, răbdare. Vorbim aici de profesie, nu de dragoste, musai. Și iar apare regele de monede, iar abare. Deci puteți cu răbdare să vă împământeniți, să deveniți puternici, să deveniți stabili, da? Taurul este stabil, patru de monede este stabil. Să vă creați o afacere, că aici vorbim de profesie, da? O afacere stabilă în timp, care să vă și placă, dar care eventual, iar vorbim de consilier, să-i consilieze pe alții. Ia uite, și să-i vindece. Sau să predea. Și atunci puteți avea succes. Puteți deveni unii dintre voi chiar niște steluțe la locul de muncă, da? Pentru că văd succesul. Dar pentru chestia asta trebuie să o luați pas cu pas. Cavalerul de monede. Și eventual să ține secret, interesant, să ține secret o anumită experiența voastră și să nu spuneți chiar tuturor ce aveți voi de gând să faceți. Vorbim de profesie. Haideți să vedem pe scurt. Și cred că o să fac în două părți. Că văd că mă lungesc un pic. Vreau să... De fiecare dată vreau să vorbesc mai puțin și nu știu cum se face că de fiecare dată vorbesc mai mult. Ok, muzica. Muzica a fost clarificată de doi de bâte. Posibil că unii dintre voi sunteți trebuie să alegeți, interesant, trebuie să alegeți într-o direcție practică, da, care vă împământenește, care vă întărește, care vă dă stabilitate și una creativă. Poate că aveți de-a face cu două persoane total diferite. Există și varianta asta. Poate voi trebuie să vă consiliați sau să discutați, nu mă să vă consiliați, să discutați cu o persoană care predă, profesor, da? O persoană creativă, nu neapărat muzică, dar creativă, creativă, da? Pentru că muzica... ține de vibrații, care transmite vibrații frumoase. Așa, deci muzica a fost clarificată de acest doi de bâte. Și de-aia zic, posibil să fie două direcții care vă plac, două persoane care v-ar interesa mesajul, care v-ar putea susține, da? Consiliere și cristale ar putea să fie o persoană, muzica și teaching, da? Probabil profesor, da? Sau direcție profesională, ar putea să fie altă direcție. Deci două persoane care vă inspiră sau două direcții care vă plac. Și trebuie să alegeți cea care e doi de bâte. Trebuie să vă faceți planuri eventual, cum să integrați într-un mod creativ tot ceea ce învățați aici în planul acesta mai, să zic, psihologic și pământean. Ia uite, doi de spade. Încercați să nu comunicați cu personajul care, ia uite, va crea confuzii, regina de bâte și șapte de cupe. Da? Eventual, eu așa simt să citesc, încercați să vă oferiți vouă, nouă de cupe, ține de satisfacțiile personale, da? Dacă ați fost, v-ați dezamăgit într-o relație cu un suflet pereche, cu un suflet geamăn, cu un geamăn, dacă iar apare semnul gemenilor pentru unii, nu pentru toată lumea, așa, sau cu colaborare, că vorbim totuși de chestiuni profesionale și îndrăgostiții chiar reprezintă o colaborare, care nu v-a mulțumit, nu v-a mulțumit, 4 de cupe, 5 de cupe, e flancată de lacrimi, da? Investiți, cum a zis mai devreme, dați acest as de monede către voi, cristalele astea, ăsta e asul de monede, da? Puneți-le, uite ce frumos, aceeași mână care oferă, puneți-le în voi, investiți în voi, da? Așa simt, așa simt. Și nu mai spuneți tuturor ce planuri aveți, da? Că doi de bâte înseamnă planuri, doi de spade înseamnă blocaj, să zic, în comunicare. Nu spuneți, faceți în tăcere, că în tăcere se face și... Ia uite, interesant! Și teaching, profesoratul, pedagogia a fost clarificată de 5 de monede, dar invers, e superb. Este superb. Dacă o perioadă v-ați simțit izolați, în frig, cu probleme financiare, în timp, am zis, cu răbdare, dați în urmă, acest profesorat, această pedagogie sau acest profesor, care ar putea să fie, cine este, dacă e o persoană sau dacă e o direcție profesională, vă poate scoate din frig, vă poate asigura stabilitate, da? Pentru că a venit cartea, e bine când vine invers. Cartea aceasta a venit invers.
Și iar apar doi de, interesant, doi de spade și luna invers. Ha, interesant. Dar în timp vă veți vindeca prin această direcție, eventual, vă veți vindeca în timp, repet, poate să dureze și un an chestia asta, dar e vorba de ce faceți acum, în perioada voastră de inspirație deplină, pentru că aveți soare pe soare acum, da? Deci, în timp, vă veți vindeca de această dezamăgire și dacă în acest moment simt 9 de monede ca intrând în regrese, dacă încă mai aveți de luptat la independența voastră, în timp vă veți căpăta independența. Și eventual veți depăși niște frici care țin de profesie, de independență financiară. Interesant, interesant. Și vă duceți către ce? Către 9. Da, e interesant. 8 de cupe către 10 de cupe invers, adică către 9, către satisfacțiile voastre. Către satisfacțiile voastre personale. Interesant. Renunțați la o colaborare. Iar se vede 3 de monede invers. Renunțați la o colaborare și vă duceți. Interesant. Într-o direcție care vă crește și renunțați un pic la genul de persoane care vă instigă la serviciu și către alte chestiuni care vă distrag atenția, da? Valetul de bâte apare invers. Nu vă mai, pentru cei care ați avut o situație, înțelegeți voi, așa, printre picături, printre cuvinte, o situație la locul de muncă, evitați pe viitor, învățați. Învățați. Cam ăsta ar fi mesajul pentru job. Haideți să vedem pe scurt. Și atunci o să fac o etalare. Interesant. Ia uite, regina de cupe, aici sunteți voi. Investește. Într-un nou capitol. Lasă în urmă colaborările, prietenii sau triunghiurile, da? Care v-au stors de energie, de putere. Și vă transformați profesional, da? Vă transformați. Eventual vă faceți o strategie, cineva va răni, e clar. 7 de spade, cineva la locul de muncă, da? Semn de aer toată ziua, da? Cineva va rănit. V-a creat niște mari, v-a trădat. La job, vorbim de job. Și am spus, e posibil să vă fi trădat și altfel la job, dar trecem peste. Haideți să vedem sănătate. Aș vrea, nu știu, sănătate... Nu, asta postăm pentru dragoste. Hai să vedem din asta, din seria aceasta. Sănătate. Da, nu, cu asta o să clarific tot, cu asta o să fac, pentru că e energia voastră. Da? Pic. Curățăm. Sănătate. Raci. Sănătate. Una a venit. Încă trebuie să vă echilibrați. Finanțele v-au afectat, da, sănătatea. Sunteți între două joburi, între... două situații. Încercați să încheiați un capitol, iar se repetă capitolul și trei de cupe și... Da? Acum însă mergeți către putere, da? Sănătate. Încă sunteți într-un picior, așa. Stați pe o muchie de piatră. Ah, ce frumos, mă bucur. Dacă un semn de pământ v-a dezechilibrat sănătatea sau finanțele sau neapărat semn de pământ, cineva... O relație karmică, pentru că e 8 și 8 ține de karmă, da? De casa 8-a scorpionului, banilor și sexului, da? Au fost bani și sex în acea poveste la locul de muncă. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Vă vindecați și mă bucur foarte mult. Începe să aveți credință, să vă conectați, eventual să vă vedeți într-adevăr destinul și să vă învățați lecția că a apărut lumea în poziție normală. Și pentru mine asta înseamnă Saturn, lecția cea bună. Dacă aveți încă probleme cu sănătatea, că ați fost bolnavior, cine știe cum, vă vindecați. Vă echilibrați emoțional, nu doar financiar. Dar evident, știți că la raci finanțele vă afectează sănătatea. Dacă nu aveți bani, voi nu vă simțiți bine. O să începeți, pentru că la capătul setului de cărți aveți o colaborare care vă scoate.
vă scoate din... Dacă la un moment dat ați avut probleme financiare, eu simt că această colaborare vă scoate din problemele financiare. E un ajutor. Dar trebuie să comunicați cu cineva. Trebuie să comunicați cu cineva. Trebuie să comunicați ce doriți. Cineva a muncit foarte mult într-o relație de familie sau de job, da, și s-a intoxicat prea mult în sensul ăsta. Trebuie eventual să vă schimbați orientarea. Poate ați avut și o iluzie, da? Că în acest context simt 10 de cupe ca fiind o iluzie. Trebuie să fiți un pic mai selectivi. Dar să vorbim de sănătate. S-ar putea unii dintre voi, pentru că vă trei de monede, să mergeți la un doctor care să vă ofere o variantă, o soluție. Pentru că 5 de monede e de bine, în principiu, pentru că este o lumină, e o lumină spirituală. Poate, cum am spus mai devreme, vă conciliați și legați și mesajul de la profesie cu cel de sănătate, vă conciliați și găsiți soluții. Soluții care țin de vindecare prin spiritualitate, interesant. Și steaua vorbește de vindecare prin spiritualitate și 5 de monede. Găsiți niște soluții foarte inovative, pentru că asta înseamnă valetul de bute. Eventual pe internet. Și logice și inovative. Cum să vă vindecați după o chestie, după niște adicții. Aici vorbim de sănătate. Poate să fie, adicțiile pot să țină și de băutură și de țigări și de o alimentație sau un dezechilibru, da? Dar cele două cărți arată bine. Haideți să vă mai dau încă o carte. Hai să mă luăm încă o carte pentru sănătate și apoi încheiem acest prim videoclip și facem partea a doua, că tot sunteți sărbătoriți. Aveți grijă să nu mâncați prea mult când e ziua voastră. Să vă păstrați echilibru. Și de ziua voastră... Ah, ce frumos mesaj de ziua voastră, dragii mei. Vă puneți o dorință. E cartea care arată momentul acela în care te uiți la stea și îți spui o dorință. Oh, frumos. Vă puneți o dorință și probabil că... Nu că probabil, cu siguranță se va împlini. Se va împlini. Încă timp vom trăi și vom vedea. Sper să mai existe acest canal și să-mi povestiți cândva că vi s-a împlinit acea dorință pe care v-a spus-o de ziua voastră. Încă o carte pentru sănătate, pentru raci. Răcușor, ce faci, doamnă divină? Cum te simți? Ești bine? Mai, mai, mai. Nu mai vrea? Haideți să vedem de ceacre. Ah, uite că vreau. O iau pe asta. Da, 4. De la 2 treceți la 4. Începe să vă echilibrați, dragii mei. Vă echilibrați, că 4 este o persoană foarte stabilă și echilibrată. Eventual învățați să țineți bani, să nu mai cheltuiți unii dintre voi. Faceți economii. Pentru că, dacă ați fost dezechilibrați, găsiți soluții, primiți inspirație divină, dragii mei. Dar asta legând de bani, pentru că banii vă afectează sănătatea, e clar. Dar vă echilibrați și în sănătate. E 4, e simbol fix. Toată lumea știe asta. Chiar nu trebuie să știi prea mult tarot ca să înțelegi că 4 reprezintă stabilitate. Vă stabilizați, eventual. Prin credință. Eventual cu răbdare. Începe să lucrați la o sănătate rezistentă. Rezistent. Haideți să vedem ceacre. Așa, ca să nu le mai pun... Ah, curcubeu, interesant v-a apărut. Curcubeu. Păi, curcubeu, nu știu de ce, dar le curcubeu de stea, că stea, uite. Și un pic la inimă aveți de lucru, unii dintre voi chakra inimii, pentru că v-ați blocat, cineva v-a dezamăgit, ați avut niște pierderi, dar v-ați pierdut stabilitatea financiară și v-a blocat un pic inima. Dar curcubeul a apărut și asta înseamnă că trebuie să vă echilibrați toate chakrele, să vă curățați, că asta înseamnă steaua, da? Intră într-un lac. Într-un lac curat emoțional, în care vă echilibrați de jos, de la prima chakră până la ultima, să zicem.
până la a patra și apoi următoarele sunt inspirate de, de steaua voastră, de îngerii voștri protectori. Deci, v-a apărut curcubeu, meditați la curcubeu, curcubeu înseamnă speranță, steaua înseamnă speranță, înseamnă credință, dar evident că lucrurile acestea le avem în momentul în care încep să se... Fiecare ceacră începe cât de cât să lucreze normal, fiziologic, fiecare zonă. Eu cred că dacă nu v-ați simțit bine, o să începeți să vă simțiți bine. Trebuie să învățați să aveți speranță, eventual. Cam aceasta e prima parte. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată, la mulți ani!